Bine ați venit, dragi doamne și domni care aveți soarele, luna sau ascendentul în zodia balanță. Dacă sunteți interesați de predispozițiile săptămânii 6-12 noiembrie 2023, vă invit să urmărim împreună acest spectacol al cărților, să întrebăm de luni până duminică, zi de zi, ce informații doresc cărțile să ne menționeze. La mulți ani celor care vor fi sărbătoriți miercuri pe 8 noiembrie, cei care servează, fie că ei au prenumele sau cei dragilor au prenumele Sfinților Mihail și Gavril. Eu aprind o lumânare pentru sănătatea dumneavoastră, dragi balanțe, pentru vindecări, împăcări, împliniri de dorințe, pentru găsiri de soluții și rezolvări ale unor dificultăți. Și să pregătim, da, în primul rând am acest oracol al fazelor lunare pe care îl pregătesc de față cu dumneavoastră, să vedem dacă sunt informații care să fie absolut din afară, dar adică din afara etalării, dar nu au fost. Am un pachet tarot mucea și, cum spuneam, vom vedea de luni până duminică ce mesaje ne aduce. Apoi există acest pachet de cărți de joc. Sunt cărți obișnuite pe care le mai folosesc. Și totodată, iată și acest tarot al iubirii cu mesajele sale pentru fiecare zi a săptămânii. Dragi doamne și domn din Zodia Balanță, pornim, iată, la ziua de luni. Te așteaptă o perioadă de prosperitate, spune această persoană din Zodia Taur. Fie că o cunoașteți, fie că voi deja munciți pentru această prosperitate, vă pregătiți din perioada aprilie-mai. Da. Probabil că este o perioadă de prosperitate financiară, legată de creativitate, legată de iubire, de ce nu? Tarotul pentru luni îmi spune că se învârte roata norocului pentru voi. Cineva din zodia săgetător, la fel, poate să vă fie important. Câteodată suntem sus, apoi suntem jos, ca să putem fi sus din nou. Veți urca într-un fel sau altul, veți începe săptămâna, dragi balanțe, într-un urcuș, da? Într-o evoluție. Cărțile obișnuite, iată, au în destinul vostru o bucurie mare. Bucuria aceasta vine fie de la o doamnă, de la un domn, blonduți și ateni, cu ochii căprui s-a deschis la culoare, ori care fac parte din zodiile de apă, rac, scorpion, pești. Iar la nivelul iubirii, ziua de luni aduce reciprocitatea în iubire pentru dragile mele balanțe. Ziua de marți, 7 noiembrie 2023, este cea în care sunteți sfătuiți să le arătați celorlalți cine sunteți cu adevărat. Ori vă încurajează un vărsător, ori această persoană vărsător va vedea cum anume, da, cine sunteți voi cu adevărat. Carta de tarot anunță prin luna anumite conflicte interioare în ziua de marți, anumite temeri sau secrete. Persoane din rac, scorpion, pești care sunt alături de voi. Da, în secret. Cărțile obișnuite pentru marți, să știți că anunță fie atracție magnetică, fie o bucurie mică, dar văd și o sumă de bani sau un cadou valoros pe care le puteți primi de la o doamnă sau domn, fie bruneți cu ochii negri sau căprui, fie din berbec, leu sau săgetător. Iar cartea iubirii de marți ține de o dragoste la prima vedere, fulgerătoare. Foarte bine sunteți aspectați, dragi balanțe. Miercuri este o zi sfântă la mulți ani celor care serbează această zi a numelui Mihail, Gabriel și derivatele feminine, masculine ale acestuia. Miercuri se apropie sfârșitul unui ciclu dificil, da, și într-adevăr luna descrește spre sfârșitul săptămânii, adică spre mijlocul lui noiembrie, avem chiar lună nouă în care ne punem intenții. Dar voi, dragii mei, poate trebuie să vă descărcați ceva, să eliberați ceva. Aici e un capricorn, da, cu care, dragi balanțe, voi interacționați. Într-un fel sau altul să aveți în vedere
ceea ce vă este important în viața dumneavoastră. Hai să vedem mai departe. Văd aici un cavaler de spade, puteți fi voi, cei care nu vă lăsați orice ar fi, care mergeți până în pânzele albe ca să vă atingeți obiectivele și ceea ce v-ați propus. Deci sunteți foarte bătăioși sau este o persoană din gemeni în balanță vărsător care vine spre voi așa foarte, foarte hotărât sau hotărâtă și văd multă iubire pe care persoanele din balanță le pot avea fie cu doamne sau domn din Taur, Fecioară, Capricorn, ori persoane, doamne, domn, șatene, cochi, căprui, fie aici este o iubire dintr-o balanță, doamnă și un bărbat din berbec leu săgetător sau bărbat brunet cu ochii negri sau căprui. Energiile acestea masculine se pot manifesta și la femei dacă sunt mai dominatoare. Pentru miercuri am această transformare benefică creatoare pe care o veți simți fie că sunteți în solitudine, fie că sunteți într-o relație în văzul lumii sau în secret. Pentru că în spatele acestei perdeluțe pare să fie o doamnă. Am ajuns la ziua de joi. Joi va fi, iată, 9 noiembrie și nu veți lăsa mândria să devină un obstacol în calea voastră, mai ales într-o conexiune cu cineva din zodia Leu sau într-o chestiune care s-a întâmplat în perioada iulie-august. Tarotul pentru joi anunță magicianul, adică o magie. Fie că voi cu resurse puține vă rezolvați problemele, fie că este o persoană din berbec, gemeni sau săgetător care joacă un rol de magician în viața voastră, sunt începuturi, e un potențial pe care îl folosiți în sfârșit. Dar tot pentru ziua de joi am, iată, o veste bună pe care o veți primi, dragii mei, după a sfințit din partea unei persoane. Este o doamnă aceasta, blondus, șatenă, cu ochii căprui sau deschiși la culoare, ori o doamnă din rac, scorpion, pești. În iubire, ziua de joi vine cu multă senzualitate. Fie voi sunteți această Afrodita, fie partenera voastră, dragi balanțe. Și am ajuns la ziua de vineri. Vineri spune că e bine să ai încredere, că ceea ce părea imposibil va fi de fapt posibil. S-ar putea să faceți ceva important, s-ar putea ca voi să nu fi renunțat, să nu fi luat pe nu drept răspuns și să, pur și simplu, în această zi de vineri, să simțiți că, într-adevăr, ceea ce ați crezut că va fi imposibil, de fapt, se va realiza. Zecele de spade. S-ar putea ca o dificultate foarte mare să treacă, o boală, o dezamăgire, un conflict foarte mare pe care poate voi l-ați avut cu geme în balanță vărsător. Veți vedea cum răsare soarele, veți vedea cum efectiv se îndepărtează o mare supărare de la voi vineri. Și văd într-adevăr o hotărâre care va fi luată, fie între voi, dragi doamne și domn din balanță, fie cu doamne care sunt din Taur, Fecioară, Capricorn, șatene cu ochii căprui, ori domni din rac, scorpion, pești sau care sunt blonduți, șateni, cu ochii căprui sau deschiși la culoare. Ziua de vineri anunță, iată, și o fericire profundă de plină. Pot avea loc împăcări, armonizări. Am ajuns la zilele de weekend, dragi balanțe. În primul rând, pentru sâmbătă, veți privi imaginea de ansamblu. Și sâmbătă, poate legat de o situație în care este implicat și un săgetător, vedeți puțin, da, pădurea, cum ar veni. Vedeți în ansamblu, este o panoramă aici a ceea ce s-a întâmplat. Tarotul anunță o regină de monede, anunță prosperitate și stabilitate în viața balanțelor. Poate persoane din Taur, Fecioară, Capricorn sau șansa voastră, dragi balanțe, de a fi doamnele care sunt femei de carieră, soții iubitoare și mămici grijulii. Cărțile obișnuite anunță, să știți, totuși o supărare pe care o puteți avea în cuplurile pe care balanțele le formează cu gemeni balanțe vărsători sau aici este vorba despre o persoană cu ochii verzi sau albaștri cu care aveți o altercație sâmbătă sau vorbim despre o gelozie, da, e o firmă, o afacere, cred că am mai spus. În iubire, prietenia poate interveni
într-un cuplu care decide să se despartă. Deci fie, dragii mei, că o iubire se transformă într-o prietenie, fie invers, se poate strica o prietenie. Să aveți grijă la lucrul acesta, sau o iubire se transformă într-o prietenie. Da? Eu sper să primiți răspunsuri cât mai bune, care să vă ajute, dragii mei, și mergem și la ziua de duminică. Dragii mei, zice că voi, tu și cei dragi, sunteți în siguranță. Ați avut grijă cam din iunie-iulie pentru cei dragi vouă. Sau este un rac care de care voi sunteți îngrijorați și duminică. Dar să știți că sunteți în siguranță. Tarotul vă spune de asemenea, cu 4 de cupe, să ieșiți dintr-o tristețe, să ieșiți dintr-o apatie. Da, este o binecuvântare aici, care vine din partea unei persoane din semn de apă, rac, scorpion, pești. Voi s-ar putea să fiți la în ziua de duminică așa mai abătuți, dar să vedeți că apare o oportunitate pentru voi. Apare oportunitatea unei împăcări, a unor vorbe bune și a unor complimente. Aici mai văd oportunități de bucurie în casă sau la un loc de muncă, pentru cine lucrează în weekend, ori într-o altă casă în care mergeți. Și este o doamnă, fie brunetă cu ochii negri sau căprui, fie din berbec leu săgetător. Iubirea duminică este cumpătată. Nu este pasională, dar nu este nici absentă. Dar va fi mai domoală așa iubirea voastră duminică. Dragii balanțe, sper că v-au ajutat aceste etalări. Eu vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc să vă bucurați de o săptămână deosebită alături de cei dragi vouă, să fie ca pe sufletul dumneavoastră. Și la mulți ani încă o dată a celor sărbătoriți de Sfântul Mihail și Gavril. Să aveți mare grijă de voi. Pa, pa!